Adrian Năstase, fost președinte al PSD și fost premier, a fost unul dintre politicienii care l-au căutat pe cunoscutul interlop Nuțu Cămătaru, în perioada în care aceștia erau închiși în penitenciarul Jilava. Dezvăluirea a fost făcută de Ion Balint în cartea scrisă de Codin Maticiuc, Tresor de lei și de fraieri, Viața lui Nuțu Cămătaru, care prezintă secretele din viața temutului interlop, dar și legăturile cu politicieni de anvergură. La momentul la care s-au întâlnit în penitenciar, Ion Balint, zis Nuțu Cămătaru, executa la Jilava o parte din pedeapsa de 6 ani primită în dosarul în care a fost judecat alături de fratele lui, Sile Cămătaru, pentru proxenetism, cămătărie și trafic de persoane, iar fostul premier Adrian Năstase era condamnat la 2 ani de închisoare în dosarul Trofeul Calității 2012. În dialog cu Maticiuc, Nuțu Cămătaru dezvăluie că fostul premier Adrian Năstase a apelat la gardienii de la penitenciarul Jilava pentru a vorbi cu el. Când s-au întâlnit prima dată, interlopul a vrut să verifice o informație pe care o aflase de la cunoscuți, potrivit căreia Adrian Năstase ar fi insistat ca el să se reîntoarcă în închisoare, dintr-un motiv care ar ține de pasiunea pentru vânătoare a fostului premier. A cerut voie gardienilor să vină să vorbim. M-a salutat și mi-a spus că vrea să mă cunoască. I-am zis, dacă voiai Hollandul, pușcă de vânătoare, puteai să-mi spui că ți-l trimiteam, povestește interlopul. Aveam eu o armă de vânătoare de colecție, Holland & Holland. Îmi trecuse pe la ureche că o vrea Năstase și că de-aia m-a băgat iar jos, cu ordin direct. Dar mi-a zis că n-a fost așa. M-am uitat în ochii lui și l-am întrebat ce caută la prizon alături de mine. De ce n-a făcut legile cum trebuie? Că doar el a fost la butoane. A lăsat privirea în jos. Adrian Năstase, premier în perioada 2000-2004 și fost președinte al PSD, a fost condamnat în 2012 la 2 ani de închisoare în dosarul Trofeul Calității și în 2014 la 4 ani de închisoare în dosarul Zambaccian. Încarcerat la început în penitenciarul Rahova, Adrian Năstase a fost ulterior transferat la Jilava, de unde a fost și eliberat în august 2014. Nuțu Cămătaru a fost liderul uneia dintre cele mai puternice grupări de crimă organizată din România, Clanul Cămătarilor, o rețea infracțională care ar fi avut peste 200 de membri. Liderul interlop a crescut în cartierul Ferentari și tot acolo deține acum o fermă cu o herghelie de cai. El a fost eliberat ultima dată din închisoare în martie 2019, din penitenciarul Găiești, unde a executat o pedeapsă de 5 ani și 11 luni pentru mai multe infracțiuni cu violență. El a fost încarcerat în decembrie 2017 la penitenciarul din Ploiești și transferat ulterior la Găiești. De aici a fost eliberat condiționat după ce a beneficiat de legea recursului compensatoriu și a executat doar un an și câteva luni din pedeapsă. Și după tot ce mi s-a întâmplat mie, copiii mei au avut suferit la școli, și când mi s-a luat băiatul, dar vreau să vă spun aici, în fața la toate camerele, că există și un Dumnezeu. Pentru că cine mi-a luat băiatul, cu toate că era făptașul, exista, s-a întâmplat, nu ne că nu s-a întâmplat, pe domnul procuror l-a adus Dumnezeu tot pe aceleași uși, pe unde am fost și noi, și eu, și băiatul meu. E greu să fii într-un penitenciar, să dormi cu băiatul la capătul patului, să-l învelești noaptea ca să nu... Pentru că, indiferent ce vârstă ar avea, și eu, mama are 85 de ani, dar tot băiatul ei sunt. Așa și cu băiatul meu. Și v-am răspuns la întrebare. Asta făceam cel mai greu. Și restul ce e povestit în carte... Aș vrea să vă răspund și eu. Așa. Și mie mi s-a părut, pentru mine nu erau grele, de bea-l cunoscuse pentru Cămătaru. Îi vorbeam cu dumneavoastră, am vorbit cu dumneavoastră primul an, până mi-a zis el, voi, hai să ne vorbim la pentru. A fost un moment impresionant când am asistat la un telefon între Nuțulică, care se afla la închisoare, și Nuțu, pe atunci în libertate. Și am asistat la acel telefon și am văzut cum mi s-a schimbat efectiv mimica feței, vocea, tot. Adică a devenit din băiatul ăla rău, din inamicul public numărul 1, mafiotul, cel mai așa, a devenit tatăl ăla îngrijorat. Și am asistat la acest telefon, după care am fost cu el și am fost împreună să-l vizităm pe Nuțulică la Jilava. În urma procesului, Nuțu a intrat la închisoare și a ajuns până la urmă pe cameră, în aceeași celulă cu băiatul lui,
Și da, a fost un moment greu pentru el, e clar că ăsta a fost cel mai greu moment pe care l-a trăit. Deși, gândiți-vă că în ăștia 5 ani de zile, el vorbește de cât de greu se gândea la băiatul lui, deși am fost la Curtea Supremă împreună, s-a mai dus la închisoare și a mai făcut 2 ani, dar, cum spune și în carte și într-un video care o să apară la mine pe YouTube, el cu asta e obișnuit și cumva le duce mai ușor. Pentru familia lui nu și-a dorit asta niciodată. Mai aveți lei? Are 300 de lei, sigur că l-am văzut că avea la... A, cum? Nu a, animalul. Nu mai am lei, am euro, dar o să... Eu, dacă nu știți, am câștigat cu lei, mi-au fost dați înapoi, n-am mai vrut să iau eu, pentru că sunt mâncător de carne și eu am vrut să-i donez dinainte, la grădini zoologice, n-a vrut nimeni să ia. O singură leoaică i-am dat-o lui Marian Iancu, e martor, adică tot ce spun, și a dus-o la o grădină zoologică la Timișoara. Și o să fac un parc, că sunt la un proiect și o să fac un parc ca copiii cu dezabilități, copii care au probleme, să vină să facă o terapie prin animale. Pun căluți, pun fel și fel, dar întâi o să-mi iau aprobări, pentru că iară scapă vreo maimuță pe stradă și ia Lunuțul Cămătaru, sau vreun crocodil, știu eu, vreun șarpe și tot Lunuțul Cămătaru e. Pentru că vă spun aici în fața dumneavoastră, am și plătit 300 de milioane amendă la propunerea lui Tudi sau știu eu. Da, pentru maimuță acum? Pentru maimuță, da. Și din fericire, prietenul care era cu garda de mediu, șeful de la garda de mediu, e crescător de animale, are porumbei, eu am foarte mulți porumbei și mă cunoștea foarte bine și a zis, bă, puteam să-ți dau o amendă pentru că maimuțele erau prea grase. Da, dar nu ce au inventat domnii, pentru că nu cauți maimuțele în sertare în casă. Iar poarta la mine, puteți să vă duceți și acum, unde am școala de echitație în Sălaj, e 24 din 24, bine, noaptea o mai țin închisă. Dar poarta e deschisă și putea să vină frumos, să spună, deja omul meu de acolo a venit și au întrebat, v-a scăpat vreo maimuță? Nu ne-a scăpat nicio maimuță. Venise niște băieți și niște de mie romă, cu vreo două săptămâni înainte și aveam un macac de vânzare, dacă îl cumpărăm. I-am zis lui Jean, ce ne mai trebuie, mă, Jean? Și până la urmă zic, dă-i vă 500 de euro și îl scăpați. Și de acolo s-a făcut o poveste cu maimuțele și... Păi dacă i-ai dat banii, era ta. E vina ta, gata, da. E vina ta, am stabilit și asta, da. E vina Lunuțul și Trafă. În fine, nu mai contează, este... tot eu am fost de serviciu și atunci. Vreau să iau o întrebare de pe YouTube, am văzut că aveți o întrebare de pe YouTube, spuneți. Da. Am fost în 1990, după ce m-am liberat de la PNT Jilava, unde am fost și împușcat acolo, am făcut și revoluție pentru... Pentru unii care au crescut mai încoace, am cartușele pe mine trase, am fost și aici la guvern, la piață, am stat de vorbă cu Iliescu și cu Mazilu. Nici n-am un certificat de revoluționar, nici nu mi s-a oferit ceva sau m-am dus cu lanțurile, cum eram ținut atunci, am făcut pușcărie pe Ford, care acum știu să face filme. Eu am făcut acolo și pușcărie, și izolare, și restrictivă. Stai o secundă, că vreau să completezi ceva la asta. Ai terminat? Nu. Și... pe loc atunci Iliescu cu Mazilu și Dan Iosif m-a primit. A spus că cum penitenciarul desfințat. Și unde e penitenciarul? Și în ziua de azi există penitenciarul. Deci eu vreau și am plecat imediat cum m-am liberat, am plecat. Am ajuns pe la Nisa, cum am trecut granițele și alea. Și cu un alt prieten al meu, Paul îl cheamă, decât că el avea o vârstă mai înaintată. Am mers la Nisa Veche, ne-am înrolat acolo și mai departe ai citit în carte. Eu vreau să vă povestesc că este poate cel mai interesant episod al cărții,
plecarea către Nisa a lui Ion Balint și Paul, prietenul lui, plecare care a trecut prin Germania, s-au întâmplat niște lucruri, au fost lucrurile, nu vă povestesc tot, dar au făcut niște lucruri care i-a făcut să fie remarcat de Arcan, care a vrut să-i racoleze și să-i ia în gruparea lui paramilitară. De acolo a plecat la Nisa și acolo iar s-a întâmplat, deci vă jur, ăsta este capitolul meu poate preferat din punct de vedere al acțiunii, e extraordinar ce au făcut pe la Nisa. Ideea este că s-a înrolat în Legiunea Străină și a învățat și sunt câteva lucruri în carte despre asta, că a învățat să folosească arme, că așa. Dar este capitolul care mie îmi lipsește cel mai mult. Nu știu de ce, nici nu te-am întrebat niciodată. A fost capitolul pe care, efectiv, despre Legiunea Străină, de câte ori întrebam, era... Am fost. Am învățat, am făcut... Dar niciodată nu intră în amândul. Nu știu de ce, nici acum nu vreau să-l întreb de ce. Dar vă spun, da, răspunsul e că este în carte acest capitol cu Legiunea Străină. Este destul de mic pentru că este vreau un capitol pe care el n-a intrat. N-a vrut să intre, efectiv. Că și când am fost în penitenciar, domnii directori au primit niște scrisori pe acolo despre legiune și au fost întrebați de ce îmi face chestiile astea.